Vreau mai întâi de a da tinerilor talente să ne demonstreze ceea ce știu. Asta este generația tânără, că urmează acuși fiica satului Lucica Păltineanu, acum Casiana Țugui, care tatăl ei este tot păltinișan. Dar până să înceapă concertul, vreau să invit pe scenă câteva personalități a lumii politice botoșănene și nu numai, începând cu domnul prefect. Vă rog frumos să veniți aici, sus. Doamna senator, vă rog. Domnul Nazare, consilier județean. Era un domn primar, un bun prieten de-a meu, noi pe aici, Relu Târzioru. Relu, tu unde ai ascuns? Nu te văd. Nu e aici. Relu, dacă mă auzi, vină, te rog, sus pe scenă, dar cred că nu e pe aici. Da, o să dau microfonul doamnei președinte, doamnă senator Doina Federovici, să vă spună câteva cuvinte, să vă adresez un salut. Dragii noștri, bine ne revedem la o sărbătoare atât de minunată a acestei comunități. Domnule primar, nu v-ați de zis nici anul acesta, ați organizat a treia ediție a acestei minunate sărbători și cred că era frumos să-l invităm alături de noi și pe maestrul Ioan Cobâlă, dacă este prin apropiere, pentru că numai dumneavoastră știți să faceți astfel de petreceri și știți să omagiați personalitatea maestrului. Felicitări pentru tot ceea ce faceți în această minunată comunitate. Am fost și suntem alături de dumneavoastră, vă susținem, vă dorim succes și alături de colegii din primărie, alături de fiecare cetățean al acestei minunate comune, trebuie să spunem da, se poate și da, suntem aproape de dumneavoastră. Felicitări, două zile de petrecere, două zile frumoase, iată astăzi cu mai mult soare, probabil a știut ce a știut domnul primar, ieri a fost un pic înnorat, dar astăzi iată că soarele ține cu noi. Asta nu înseamnă nimic altceva decât faptul că suntem oameni frumoși și la chip și la suflet și suntem frumoși și în faptele noastre. Felicitări, domnule primar, să vă dea bunul Dumnezeu sănătate și să ne revedem tot aici, pe această scenă și în anii următori. Felicitări încă o dată! Mulțumesc! Să știți că soarele face parte din decor și ziua de ieri a fost comandă specială, chiar am comandat dimineață ploaie, pentru că așa am vrut să fie un pic mai răcoare. După masă a fost tot frumos și răcuros. Domnul primar Târzioru, vă rog frumos veniți până aici sus. Haideți, haideți, fiindcă v-am văzut, poftiți. Nu fiți modest. Dăm-mi cuvântul domnului prefect, domnul Dan Șlincu, ca să ne spună și dânsul câteva cuvinte. Bună ziua tuturor, domnule primar, doamnă senator, domnule președinte al Atopului, stimați invitați, doamnelor și domnilor, locuitori ai Comunei Păltiniș. Știm cu toții că tradițiile reprezintă o carte de vizită pentru noi ca popor. Iar dacă pentru patrimoniul cultural material, pentru clădiri și pentru obiective culturale avem o legislație, deci avem obligații legale, pentru tradițiile și obiceiurile noastre nu avem obligații legale, dar avem obligații morale față de bunicii, de străbunicii și de strămoșii noștri, pentru ca aceste valori culturale să fie promovate, să fie conservate, să fie transmise în timp generațiilor viitoare. De aceea eu vă felicit, domnule primar, atât pe dumneavoastră, cât și pe toți cei care s-au implicat în realizarea acestui eveniment. Vreau să îi mulțumesc și maestrului Cobâlă pentru activitatea dedicată acestui segment de cultură, cântecul popular. Tuturor, eu vă doresc multă sănătate, spor în ceea ce faceți și să beneficiați din plin de aceste momente de sărbătoare. Vă mulțumesc! Mulțumesc mult! Țineți microfonul la dumneavoastră, că vrem să dăm acuși domnului maestru Ioan Cobâlă, dar vreau să vă spun că fără implicarea Consiliului Local și în primul rând al domnului viceprimar, nu reușeam să
să facem așa de frumos acest festival, pentru că știți că numai în echipă se pot face lucruri frumoase. De unul singur nu se poate face. Deci, încă o dată, și eu vreau de pe scenă să aduc mulțumiri Consiliul Local, care m-au sprijinit întru totul pentru realizarea acestui festival, și domnului viceprimar Cosmin Drog pentru logistică și pentru tot ceea ce este din culise, care nu se văd, dar lucrurile merg bine în față. Mulțumesc și eu Consiliul Local și domnului vice. Maestre, am fost nevoit să vă invit aici, că așa era frumos, să adresați două cuvinte după ce a concertat atât de frumos orchestra care cu onoare o conduceți. Eu cred că au vorbit rapsozii și eu le mulțumesc și noastră și lor și Dumnezeu să vedem și la anul tot așa. Mulțumim, maestre! Mulțumesc! Domnule primar, vreți să adresați un salut? Având în vedere că se pare că sunt primul coleg primar care a ajuns la Păltiniș, vreau să vă urez și eu să vă bucurați de viață, la mulți ani cu ziua Sfintei Mării, a sărbătorii pe care noastră ați organizat-o, și să vă spun că eu, cu Costel Romanescu, am început politica în același partid, cu aceeași forță, și cred că împreună am făcut o echipă foarte bună. Sper ca drumul noastră să se reunească în PSD. Pentru a aduce bunăstare cetățenilor noștri, noi știm cel mai bine cum se face și împreună cu doamna președintă Fedorovici, care a sprijinit, indiferent de culoarea politică, orice autoritate locală de județul Botoșani, țin să o felicit și pe domnia ei, pe domnul prefect și în special pe primarul dumneavoastră, Costel Romanescu, care mi-este și un bun prieten și amic, și să-i urez la mai multe mandate și realizări frumoase. Sănătate tuturor și o zi frumoasă în vădere. Dar ne leagă nu numai o veche legătură colegială, dar ne leagă și o veche prietenie care duce undeva anii 2000. Când am început, eram mult mai subțirei cum arătăm decât acum, dar cred eu că doar vârsta. Suntem un pic mai cu experiență acum, nu suntem mai voluminoși. De asta, avem mai mult volum, mai multe cunoștințe în noi. Niciunul nu a zis că am început politica la PRM, vezi? Da, corect. Dar nu e rușine, spui că ai fost peremist. În sufletul nostru suntem toți naționaliști și patrioți, așa cred eu. Da, domnul Nazare, vreți să adresați un cuvânt și dumneavoastră ca președinte al TOP? Bună ziua, vă spun tuturor. În primul rând vreau să mulțumesc domnului primar pentru invitația de a participa la acest festival al comunei dumneavoastră și vreau să vă spun că, într-adevăr, aveți o comună frumoasă. O cunosc bine pentru că sunt aproape de dumneavoastră, sunt în zonă și de când sunt președinte al Autorității Teritoriale de Ordine Publică, deja am desfășurat o ședință la invitația domnului primar în localitatea dumneavoastră. Mă bucur că în comună este asigurat un climat de ordine și siguranță civică corespunzător și vreau să cred că în continuare ne vom bucura de același spirit de disciplină și ordine în comună. Încă o dată mulțumesc domnului primar că face lucruri frumoase pentru dumneavoastră. Noi suntem și prieteni și colaboratori vechi, ne cunoaștem foarte bine și reprezint acest liant între comuna dumneavoastră și Consiliul Județean pe care unde sfășor în mod corect activitatea. Vă urez la mulți ani și să fiți fericiți! Mulțumesc!